Bună dimineața, bine ați venit! Good morning, welcome to our guests who do not understand yet Romanian. Vă mulțumim mult că sunteți alături de noi în dimineața asta. Stăteam să mă gândesc că munca noastră pe tema copiilor a început de atât de mulți ani că a trebuit literalmente să-mi fac o listă de activități. Numele meu este Ioana Bauer, sunt președinta Bordului Eliberare. Și în urmă cu 10 ani am început munca asta în România, munca pe activitățile antitrafic, de la prevenire, capacitare, asistență și unul din primele proiecte pe care le-am demarat alături de Eliberare a fost un program educațional care se adresa fix copiilor și de atunci până acum am ajuns la undeva la peste 1 milion de copii. Iar ghidul pe care îl lansăm astăzi, într-un fel, este un rezultat al tuturor lucrurilor pe care ne-au învățat respectivii participanți de la programul educațional și, de asemenea, supraviețuitorii minori ai traficului de persoane, despre care o să vă spun câteva cuvinte un pic mai încolo. Astăzi sunt gazdă alături de Ana Riati, reprezentanta UNICEF în România, cei care ne-au sprijinit în demararea acestui proiect, în realizarea ghidului și în realizarea sesiunilor de formare. De asemenea, acestea nu s-ar fi putut întâmpla fără sprijinul anumitor instituții cheie care sunt reprezentate aici pe, și a căror reprezentanți o să am plăcerea să-i introduc. Însă, un pic despre nevoia de a lansa acest material. Cumva ghidul acesta de identificare și referire, care este foarte mult legat de mecanismul național de identificare și referire, vine ca un răspuns la o statistică și la o realitate destul de tristă pentru noi, respectiv faptul că în România undeva la 50% din victimele traficului de persoane care sunt identificate sunt copii. Ceea ce înseamnă că traficanții cumva și-au adaptat atât metodele, cât și tacticile și strategiile, astfel încât să-i targeteze pe cei mai inocenți din comunitățile noastre, din societatea noastră. Și atunci e numai potrivit, dacă nu și extrem de urgent și important, să ne adaptăm și noi metodele în care răspundem la acest lucru. Faptul că avem reprezentanți și profesioniști din atâtea domenii care au venit împreună, nu doar pentru a lansa un instrument, dar pentru a discuta despre cum practic putem să ajutăm aceste victime și cum să ajutăm pe partea de identificare timpurie, este un mare lucru. Deci evenimentul ăsta cumva este despre colaborare, este despre soluții pe care le-am gândit împreună și pe care le-am co-creat și este despre cum mergem mai departe, astfel încât să putem schimba cumva realitatea subnul pe care v-am menționat-o înainte. Un scurt istoric al eliberării și activității pe copii, în urmă cu 8 ani de zile, începeam un parteneriat alături de DGASPC Cluj, în care lucram cu victimele traficului de persoane minore dintr-un adăpost de stat, un adăpost specializat. Și acolo vă spuneam că am învățat extrem de multe. Acolo am învățat ce înseamnă să asculți copiii care au trecut prin așa ceva. Acolo am învățat ce înseamnă să adaptezi metodele prin care răspunzi. Pentru că copiilor le pasă mult prea puțin de statistici, le pasă mult prea puțin de chestiunile acestea care noi ca profesioniști poate ne gândim că sunt extrem de importante și am înțeles că pentru a face cu adevărat reintegrare e nevoie de mentorat, e nevoie de răbdare, e nevoie de servicii specializate care să fie extrem de complexe și care într-adevăr să țină cont de fiecare în parte. Dacă e să ne gândim la traficanți, traficanții nu trafichează populații, trafichează indivizi. Și atunci răspunsul nostru ar trebui și el să fie individualizat. Am lansat diferite resurse, nu știu dacă avem aici revista Aripi, dar dacă o avem, asigurați-vă că reușiți să vă uitați peste ea, pentru că revista Aripi, care arată ca o revistă glossy,
este de fapt un curriculum de prevenire a retraficării, care a fost creat alături de supraviețuitoarele traficului de persoane pe care le mentoram. Suntem deja la ediția cu numărul 3. A doua ediție s-a uitat la partea aceasta de reintegrare și ce înseamnă să îți regăsești puterea de a visa după ce ai trecut prin calvarul exploatării, mai ales ca minor. Iar a treia ediție a fost dedicată special celor din Ucraina. Deci cumva vă spuneam că toate lucrurile pe care le-am făcut au fost gradual lucruri de învățare și lucruri de colaborare. Și ghidul ăsta nu e o excepție. Am învățat ce înseamnă să integrăm partea aceasta de servicii centrate pe înțelegerea traumei, trauma-informed care. Am învățat ce înseamnă să dedicăm foarte multă atenție pe îngrijirea de sine sau self-care. În 2020 am făcut sesiuni online cu diferiți membri din DGASPC-uri din țară și ne-am dat seama că acest element este extrem de important pe partea asta de retenție, nu doar a lucrătorilor specializați, dar și a victimelor cu care aceștia lucrează. Am reușit să ne uităm la care sunt vulnerabilitățile în online ale copiilor. Dragoste pe bune a fost un studiu pe care l-am lansat în 2022 cu reprezentare națională, în care literalmente am stat să ne gândim cum percepem noi riscurile legate de internet și exploatare în online și cum le percep copiii. Apoi, tot cu sprijinul UNICEF, am putut să facem niște resurse care să se adreseze direct copiilor refugiați, The Cossacks Keep Safe. Iarăși, dacă găsiți cărticica undeva în spate, asigurați-vă că o luați, pentru că este a learning and playful journey în care tot așa am inclus elemente de siguranță și elemente de avertizare pe partea de potențială exploatare. Iar apoi ghidul acesta cumva urmărește adoptarea MNIR-ului, care tot așa a fost rezultatul unui proces colaborativ extrem de extins. Numeroase grupuri de lucru, Agenția Națională împotriva traficului de persoane care s-a implicat foarte mult, ANPDCA-ul, toate acestea întâmplându-se sub coordonarea directă a Cancelariei Premierului. Și apoi, având această uneltă legislativă, care acum o traducem? Ce înseamnă, de fapt, să ai un mecanism național de identificare și referire care implică identificare directă și proactivă? Ce înseamnă asta când vine vorba de referirea la servicii? Ce înseamnă asta pe partea de mapare? Ce înseamnă asta pe partea de înțelegere a rolului fiecărui specialist? Deci, cumva, ghidul ăsta e un puzzle pe care vă invităm să-l descoperiți și fiecare din cei care vă vor vorbi astăzi vor identifica din perspectiva lor care este valoarea adăugată a ghidului, însă în același timp noi vă invităm și la feedback și la a ne spune dumneavoastră în ce fel considerați că acest ghid poate să fie aplicat într-un mod foarte practic și să vă ajute în activitatea dumneavoastră de zi cu zi. Astfel, bine ați venit, dau mai departe cuvântul to my co-host, Ana Riati, reprezentanta UNICEF în România. Okay. Thank you so much, Ioana, and thank you on behalf of UNICEF for the great partnership with eLiberare, a long-standing partnership. We're very happy to welcome you today for this the launch of these guidelines. But I'd like to also start by thanking all partners around the table with us today.
Of course, the State Secretary in the Prime Minister's Office, our dear partners from the National Authority for Child Protection, the anti-trafficking agencies, and you as, I think, representative of a very important workforce that is partnering with us to address the issue of child trafficking. For UNICEF, this is a core commitment, fighting child trafficking. We see, unfortunately, that child trafficking remains in Romania and in the world one of the worst forms of violence against children. And it is one area of work based on our global and in-country experience where we really need, as many other areas of work, a stronger collaboration. Because we need really cross-sectoral action. And in that sense, I want to recognize that we have that cross-sectoral collaboration in Romania, as you can see by the presence today of very different organizations and institutions. Now, the work that we do from the, we have been engaging with the Iliberare on this particular endeavor, but in many others, because we have been, as part of our country program of collaboration, we are here in support of the implementation of the child rights strategy, first of all, but also on the for the implementation of the strategy for anti-trafficking. And so we will continue to support the implementation of these strategies. And we see that in terms of strategies that that work, we will need to continue helping the authorities to strengthen the systems, to create the right environment for preventing child trafficking to happen, and also for making sure that there is the appropriate care for victims of trafficking. The same goes with all the other activities that are important that we support to strengthen the social workforce, because it is crucial that those who come in contact with potential victims of trafficking and those who need to refer to the right services have the tools that are required to be able to do that, with a particular consideration for the special needs of the most vulnerable, and in this sense, children are particularly vulnerable and need very ad hoc and special considerations. I'm always very impressed when I speak with colleagues who come in contact with children victims of traffic about the in-depth thinking and the several considerations that they have, you know, in terms of talking to the children or, you know, making sure that when they refer to services, they do not harm further children who are already very much traumatized by this experience. So there's a lot of work that needs to be done, and really my appreciation goes to those civil society organizations, local authorities who are doing this on a daily basis, often with limited resources. And this is where I think we need to continue
supporting the good policies that we have and the new strategies that we have to be funded and to make sure that we have the right resources to implement those strategies. I would say also another area of work that we will continue to prioritize is also the knowledge generation around this phenomenon, because yes, indeed we have good strategies, good good policies, but we need to continue understanding how we could prevent this phenomenon to happen, especially in the context of you know, the digital world, and how also there sometimes these groups work that we need to understand. So we will continue also from the UNICEF point of view engaging in knowledge generation for this, and promoting a coordinated approach. I think now we have these two strategies that I think are very well organized and address all day for people who know about anti-trafficking strategies well. They follow the four P's and so they have all the elements that in a way can lead us to succeed. But again, I think we need to make sure that we work in a coordinated way, that we bring resources together, and that we don't duplicate our work. So in that sense, I hope that the guide that we are launching today is going to be used by all stakeholders who are engaged with us to fight, to prevent anti-trafficking, and to care for children who are unfortunately victims of this worst form of violence. And I encourage all of you to use this as a reference, key reference document, because we have also got very good feedback from trainings that we, together with, and thanks to iLiberare, we have already conducted with professionals about the provisions of these guidelines, and how valuable these guidelines is proven to be for you know, professionals who are working in this field. So a call to work together to continue fight this phenomenon that, as Ioana was mentioning, unfortunately is a reality in Romania and in Europe. So thank you so much, and thanks again for the partnership. Thank you so much, Madam Representative. I think we can all agree that having UNICEF talk about prioritizing anti-trafficking in Romania is a win for all of us. And all of your mentions of the cross-sectoral work, the importance of capacitating people. We've just piloted. Noi abia am început, abia am pilotat în 7 județe și cu siguranță trebuie să extindem asta și mai departe. But we appreciate the support and elevating it, and just the importance of really going in depth and figuring out what does it mean to have this child friendly and child-centered response is extremely important, and we couldn't have done all of this without the support of UNICEF, so thank you so much. Mai departe la domnul Valentin Vătejelu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Premierului. În 2021, România a făcut un pas extrem de important și a devenit un model de bune practici la nivel global, aș zice, nu doar la nivel european, în momentul în care a luat coordonarea pe domeniul traficului de persoane și a pus-o la cel mai înalt nivel. Pentru că dacă e să discutăm despre traficul de persoane și ce trebuie să facem pentru a avea un impact în acest domeniu, pe de-o parte avem nevoie de voință, voință politică, voință în, instituțională și așa mai departe, dar avem nevoie și de putere în spatele acestei voințe și avem nevoie de resurse.
În timpul mandatului dumneavoastră s-au întâmplat multiple lucruri care cumva au fost o premieră, ca să zic așa, în România, de la lansarea unor grupuri de lucru foarte specifice la o nouă strategie, o nouă prioritizare a domeniului într-un mod extrem de practic. Așa că o să vă invit un pic să ne spuneți ce implică prioritizarea aceasta și apoi dacă putem să atingem un pic și specific domeniul care se referă la traficul de minori. Am apreciat foarte mult și mulțumim că v-ați alăturat, mulțumim pentru sprijin, mulțumim pentru participare. Bună dimineața, mulțumesc Ioana pentru introducere. Într-adevăr, și eu am sentimentul că suntem într-un moment prielnic în care guvernul, societatea civilă, organizațiile internaționale sunt împreună în acest parteneriat. Ana, I know you understand what I'm saying. I will start by just thanking you for your full support you offer to Romania, and especially on the trafficking. We started very close in time to work together, and me personally, in the name of the government, I want to thank you for all your support. Acest ghid este un proiect de succes în care împreună cu UNICEF și Eliberare și celelalte structuri ale guvernului am reușit să transformăm un document tehnic, Mecanismul Național de Identificare și Referire, într-o variantă prietenoasă și mai ușor de înțeles pentru respondenții din prima linie care să fie ajutați în identificarea și timpuria cazurilor de trafic de minori. El este doar o broșură la acest moment. Ea trebuie promovată, cunoscută și pusă în aplicare ca să devină eficientă. Și aici vă adresez rugămintea tuturor, fie că vorbim de jurnaliști, reprezentanți, specialiști din domeniu, să-l facem acest document folositor. Pentru că până avem, nu e singurul document, avem ghiduri pentru mai multe zone de acțiune în ceea ce privește operaționalizarea mecanismului de identificare și referire, avem pentru categorii profesionale ghiduri specifice, dar este nevoie ca aceste ghiduri să fie cunoscute, nu vrem să le fluturăm în fața reprezentanților organizațiilor internaționale care vin în vizite de evaluare în România și arătăm că am produs ceva, ele trebuie să producă efecte, pentru că realitatea este, așa cum a transmis Ioana mai devreme, avem 50% dintre victime minori identificați și nu știu câți neidentificați. Iar minorii, cum am spus mai devreme, sunt o prioritate pentru România. Asta se referă atât în strategia dedicată minorilor, cât și în cea specifică traficului de persoane, în care acordăm atenție acestui fenomen. Avem grupuri de lucru dedicate atât pentru minori, cât și pentru operaționalizarea MNIR. Mai mult decât atât, este o înțelegere comună și cu partenerii internaționali că România trebuie să facă mult mai mult în acest domeniu. Și nu foarte de mult am semnat parteneriatul cadru pentru protecția copilului cu Departamentul de Stat, un proiect prin care se oferă finanțare pentru implementarea unor politici publice care să producă efecte în prevenirea și combaterea traficului de minori. La jumătatea lunii noiembrie vom avea o vizită a reprezentanților Biroului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Departamentului de Stat, împreună cu care vom organiza un eveniment cu câștigătorii acestui proiect din zona societății civile, organizațiilor neguvernamentale, și împreună cu care vom stabili prioritățile și acțiunile pe care ne dorim să le implementăm. Pe scurt, nu o să fac vorbiri mai mult decât de faptul că sunt niște proiecte curajoase pe care România și le-a propus să le implementeze în cadrul acestui parteneriat. Vorbim despre un centru național pentru prevenirea și combaterea exploatării minorilor în mediul online, care va funcționa în cadrul Poliției Române. În cadrul Autorității pentru Protecția Copilului vorbim despre un centru de excelență pentru siguranța digitală a minorului. Și împreună cu ANITP ne dorim să desfășurăm o acțiune pentru identificare timpurie și creșterea conștientizării privind prevenirea și combaterea traficului de minori. Acestea fiind doar câteva dintre acțiunile pe care ne dorim să le implementăm. Într-adevăr, este un context prielnic.
Și personal îmi doresc să continui, indiferent de evenimentele care vor urma în perioada următoare, vorbind de alegeri, să reușim să schimbăm ceva în zona asta în care, într-adevăr, sunt multe lucruri de făcut. Eu vă mulțumesc și dau cuvântul mai departe. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Și mulțumim pentru sublinierea faptului că toate aceste proiecte, toate aceste unelte, toate aceste resurse o să funcționeze doar dacă le aplicăm. Așa cum mecanismul național de identificare și referire o să fie valoros în momentul în care o să vedem mai multe victime identificate, la fel și cu ghidurile, o să ne dăm seama dacă funcționează sau nu în momentul în care o să auzim de la dumneavoastră din nou. Pasez înapoi mingea către dumneavoastră să ne spuneți cum îl folosiți și cum vă impactează acesta munca de zi cu zi. Mai departe, președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Copiilor și Adopție, trebuie să citesc numele, domnul Rareș Petru Achiriloae. Știm că sub instituția dumneavoastră există foarte multe mandate extrem de importante care vizează direct siguranța copiilor și bunăstarea lor, de la Garanția pentru Copii and Violence Online de România, de altfel, este iarăși o țară de referință și acum iată acest centru de excelență în siguranța online. În același timp, tot ce înseamnă accesul copiilor victime ale traficului de persoane la asistență și protecție, iarăși pică acolo. E un mandat extrem de important, cu greutate, și o să vă invit să ne spuneți câteva cuvinte despre asta. Bună dimineața, mulțumesc frumos! O să încep și eu într-o notă mai bilingvă așa. Și în primul rând vreau să spun că suntem aici între prieteni. Ne vedem foarte des în diverse circumstanțe, acțiuni, reuniuni, ceea ce ne arată odată, în primul rând, că se lucrează intens pe această zonă și, doi, că mai avem de lucru, mult. I would also just like to say, Anna, and to the UNICEF team, you know, we work so great together, not only on this specifically, but in all areas, on child guarantee as well, and it's great to have you along as a partner throughout. Thank you. Orice ghid practic, în opinia mea, este extrem de benefic pentru oamenii care lucrează la firul ierbii, care lucrează cu cazuri, cu copii, cu persoane traficate și așa mai departe. Dacă ne uităm pe statisticile identificate în momentul de față, cred că numărul minorilor traficați în 2023 era undeva pe la 221, dacă mi-aduc bine aminte. Dar noi știm că ansamblul este mult mai mare și, din nou, cu un ochi râdând, cu un ochi plângem, pentru că ne-am bucurat să identificăm mai multe cazuri, dar în același timp știm că ele sunt acolo și n-au cum să ne provoace vreodată vreo bucurie adevărată pentru cât timp încă există. Din perspectiva protecției copilului, într-adevăr, suntem implicați în foarte multe domenii de activitate. Chiar m-am întâlnit cu cineva de la Ministerul Educației, cu un coleg secretar de stat zilele trecute, și îmi spunea că au finalizat Planul Național de Combatere a Violenței în Școli și tot chenarul din dreapta cu responsabilitățile era la DGSPC-uri. Adică e foarte multă treabă la nivel local. Sunt din ce în ce mai multe competențe care sunt încredințate Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din întreaga țară. Sper să venim și cu resursa umană și cu resursele generale ca să pot fi implementate aceste lucruri. Și revenim la perspectiva mea din zona de protecție a copilului. În primul rând, avem de lucru la aftercare. Asta este absolut clar. Trebuie să fim sinceri. Vorbim despre serviciile pe care le au la dispoziție minorii după ce sunt identificați și ajutați. Vorbim de inclusiv pe partea de justiție, poate și de anchetă, pentru că în momentul de față statisticile ne arată că un copil este audiat în medie între 6 și 8 ori, indiferent dacă vorbim de cazuri de trafic sau de abuz fizic, emoțional și așa mai departe, și aici avem de lucru. Este important să aducem specialiști împreună și cred că astfel de ghiduri și astfel de întâlniri pot să genereze mișcări mai departe top-down. Pentru că voi lucrați la firul ierbii foarte mult, acest ghid practic este pentru oameni care lucrează în teren și cu siguranță va fi foarte bine, foarte bine primit de către colegii noștri din toată țara.
Sper ca în următoarea perioadă, cum spunea și Valentin, să facem pași concreți pentru înființarea Centrului Național, Centrului de Excelență pentru Siguranță Digitală a Copilor. Am început deja să facem demersuri instituționale, dar la modul cel mai sincer ne încurcă puțin perioada, fiind atât aproape de alegeri. Oamenii au tendința să se orienteze, să se focuseze poate pe alte lucruri sau poate doar să aștepte să vadă cum se așează lucrurile după scrutinul electoral, scrutinurile, de fapt, că o să ne distrăm în perioada următoare destul de mult. Și ceea ce vreau să vă spun, că colegii mei din Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, dar și colegii de la DGASPC-uri, sunt întru totul implicați, odată pentru implementarea strategiei pe antitrafic, evident și pe implementarea strategiei pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Aș vrea să le vedem ca un ansamblu, aș vrea să le vedem împreună. Pentru că există foarte multe politici publice care au fost inițiate în ultimii ani, care puse unul lângă alta, cred eu că vor genera rezultate foarte bune, pe care nu o să le vedem azi, mâine, peste un an. O să le vedem în 4-5 ani. Așa că și în domeniul acesta antitrafic, și pe servicii sociale și pe protecția copilului, trebuie să avem răbdare, să fim conștienți că nu este un sprint, este mai degrabă un maraton, și să le dăm oamenilor care lucrează în aceste sectoare resursele necesare și încrederea noastră că își fac treaba bine. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi și cred că din perspectiva aceasta apreciez foarte mult sublinierea faptului că resursele nu sunt doar resurse materiale, sunt resursele umane de care avem nevoie și că de cele mai multe ori avem anumite categorii profesionale de la care ne așteptăm la minuni, astfel încât ghidul ăsta cumva ne dorim foarte mult să vină și să ajute respectivele persoane de la firul ierbii din local, care într-adevăr au o grămadă de atribuții. De asemenea, apreciez foarte mult sublinierea ideii de complementaritate, pentru că în toate aceste strategii trebuie să existe prioritizarea fie a prevenirii traficului de persoane, fie partea aceasta de aftercare sau servicii specializate de îngrijire. Pentru că dacă e să ne gândim la puzzle-ul pe care l-am menționat, fiecare jucăm un rol. Există echipe interinstituționale în care, dacă fiecare din noi ne dăm seama care e rolul nostru, dar și în ce fel putem să venim în sprijinirea și în complementaritatea rolului celorlalți, într-adevăr vom reuși să nu mai avem copii invizibili. Copiii aceia care cumva știm că sunt acolo, știm că există în exploatare sau un abuz, însă nu ajung să acceseze serviciile de care au nevoie. Așa că mulțumim mult, o să luăm și ca pe un commitment. Și apreciem și sprijinul în demararea activităților de capacitare. Mai departe, către doamna director adjunct a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, doamna Cristina Stepănescu. Primul parteneriat pe care l-a avut de liberare a fost cu ANITPU, acum aș vrea să zic un milion de ani, dar sunt doar 10 ani. Însă, cumva dacă stau să mă gândesc la toate campaniile pe care le-am derulat, toate sesiunile de capacitare, în toate ne-am bucurat de sprijinul și participarea agenției. Și de asemenea, iată alți actori la nivel local, care sunt prezenți nu doar cu atribuții, dar și cu foarte multă inimă de cele mai multe ori în județele pe care le reprezintă, fiind prima linie de răspuns. Și cumva, Mecanismul Național de Identificare și Referire a fost co-creat cu extrem de mult input de la agenție, pentru că și ei erau printre cei care răspundeau primii. Astfel încât, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre mecanism, despre impactul pe care îl poate avea în identificarea timpurie a copiilor și, de asemenea, aspectele legate de, practic, tot ce ține de identificare pe victime, pentru că un alt lucru pe care trebuie să-l menționăm e că, la nivel global, dacă e să ne uităm la statistici, identificăm mai puțin de 1% din victime. Deci, dacă vi se par extrem de îngrijorătoare datele pe care le avem și faptul că avem sute, dacă nu mii de copii pe care, care știm că sunt în situații de exploatare,
când ne dăm seama că aceia sunt doar mai puțin de 1% din victimele care de fapt există, ar trebui să simțim și mai mult urgența acestei nevoi. Good morning, and let me start in English, courtesy of our co-organizers, UNICEF, international organizations who put at the front of their mandate the children. Acum, cu permisiunea noastră, o să vorbesc în limba română. În primul rând, aș vrea să încep prin a saluta inițiativa sau această conferință de încheiere a acestui proces. Este... let me finish. Plecând de la MNIR, așa cum a spus, Mecanismul Național de Identificare și Referire, știm foarte bine noi, majoritatea dintre noi cei prezenți aici în sală, că România a avut un mecanism începând din 2007. Deci acel prim mecanism a fost un pas și care a produs sau o inițiativă care a produs un instrument care a fost în dorința noastră de a identifica mai bine victimele traficului, printre ele și minorii. Știm foarte bine că de la început societatea civilă a fost implicată și există o persoană aici care știe foarte bine procesul dificil de creare a primului mecanism, doamna Gina Stoian. Am văzut-o mai devreme și aș vrea să o salut. Desigur că ne-am dorit la un moment dat să revizuim acest mecanism. Am considerat, pentru că societatea a avansat, pentru că challenge-urile s-au schimbat, pentru că lucrurile au dus la noi modalități de traficare, la noi aspecte pe care a trebuit să le luăm în considerare. Mai mult decât atât, pentru că am vorbit de voința politică, am simțit nevoia și să adoptăm acest mecanism printr-un act juridic de nivel superior, care să creeze obligații din partea tuturor specialiștilor implicați în aplicarea acestui mecanism. Cât despre agenție, am fost acolo, dar nu singuri. Am fost acolo alături de noi toți ceilalți prezenți aici, dar mai mult decât atât, cred că parteneriatul cu societatea civilă și celelalte organizații internaționale a fost foarte important în a crea și a adopta acest document. Doresc să vă mulțumesc pe această cale. Nu a fost un proces ușor. Ne bucurăm că din documentul inițial au fost create mai multe ghiduri care se adresează specialiștilor. Acesta este doar unul dintre ele. Cum a spus și domnul Vătăjelu, nu vrem să rămână doar un document pe care să-l fluturăm sau să-l ținem frumos în bibliotecă. Vrem, prin promovarea lui și prin aplicarea lui de către toți specialiștii, dar și de către public. Unul dintre ghiduri, de altfel, se adreseze publicului larg. Suntem toți invitați să identificăm mai bine. Nu trebuie să ne ferim de asta. Cu cât avem mai multe victime identificate, cu atât speranța noastră că investim mai bine în viitor este mai mare. Deci speranța mea, din perspectiva instituției pe care o conduc, este ca acest instrument să folosească mai bine specialiștilor în a identifica mai multe victime. Identificăm mai multe victime, creăm premizele să-i pedepsim pe cei vinovați și să-i salvăm pe cei care au nevoie de noi. Acum, legat de perspective de viitor, a fost menționat mai devreme de către domnul Vătăjelu, legat de voința politică, de momentul care există și de resurse. Toate ideile au fost valide. Mă bucur să fiu alături de parteneri și prieteni astăzi aici. ANPDCA, Cancelaria Primului Ministru, UNICEF și societatea civilă. Toți suntem în măsură egală, importanți și valoroși când vine vorba de protecția viitorului. Nu este întâmplător că strategia națională adoptată anul acesta are un focus pe viitor, pe copii, pe generația viitoare. Asta trebuie să rămână Biblia noastră. Asta ne dorim să facem și nu este întâmplător
Ca agenția este punct național de identificare când e vorba de toate victimele traficului, inclusiv minori. Pentru că doamna Ioana Bauer vorba despre importanța parteneriatului dintre noi și Eliberare. Eliberare este unul din multiplii noștri parteneri ai agenției. Numai anul acesta am avut aproape 20 de campanii la nivel local și regional, care au avut în centrul lor copii. Vom continua să facem acest lucru. Vreau să cred că aceste campanii ale noastre ajung la cei mai vulnerabili și cei care au cea mai mare nevoie. În rest, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor pentru parteneriatul valoros, pentru munca depusă, pentru dedicația noastră și să ne urăm tuturor succes. Vă mulțumesc frumos! Într-adevăr, România are un mecanism național de identificare și referire din 2007 și faptul că l-am tot updatat arată că inclusiv mecanismele și instituțiile trebuie să fie vii, organisme vii, care se adaptează nu doar nevoilor, dar și tuturor lucrurilor pe care le învățăm împreună, atât de la supraviețuitori, cât și de la cei care sunt în prima linie, fie că vorbim de instituții, fie că vorbim de societate civilă. Și vă mulțumesc mult că ați menționat prezența partenerilor noștri din platforma Protect. Avem aici organizații specializate pentru că serviciile specializate sunt cheie, nu doar pe minori, dar pe toate victimele traficului de persoane. Cei care oferă aceste servicii, fie că vorbim de servicii rezidențiale, fie că vorbim de servicii de urgență, juridice, o să mergem mai departe la partea de psihoterapie. Toate aceste servicii trebuie să fie specializate. Colega mea, care este și directoarea executivă a Eliberare, va discuta despre diferitele componente ale ghidului, însă toate aceste lucruri, care cumva urmăresc MNIR-ul și care a fost un proiect imens de co-creere, nu doar la nivel de instituții sau societate civilă, dar și implicarea colegilor noștri care sunt supraviețuitori și care au venit și și-au adus aportul tot acest document, practic toate urmăresc inclusiv drepturile și instrumentele de la nivel internațional care vorbesc despre drepturile victimelor. Deci, practic, ghidul acesta ne ajută să respectăm mult mai bine drepturile victimelor. De asemenea, partea aceasta de încheiem un pilot, dar lansăm munca cu adevărat de substanță și cantitativ și calitativ, sperăm noi. Pentru că, din nou, am pilotat, am integrat sugestii, am integrat răspunsurile celor care cumva s-au confruntat cu situații în teren și am înțeles lacunele. Pentru că, în fond, dacă discutăm despre traficul de persoane, e important să ne dăm seama și ce anume trebuie să învățăm în toți anii aceștia. Updatăm instrumente legislative, însă trebuie să vedem cum updatăm și metode de lucru, cum ne asigurăm că punem resurse în spatele respectivelor instrumente și așa mai departe. De asemenea, ați menționat celelalte ghiduri. Vrem de asemenea să mulțumim unei alte organizații a Națiunilor Unite care a sprijinit crearea celorlalte ghiduri, care și ele sunt disponibile, deci veniți și vorbiți cu noi. Ghidul acesta e disponibil și în engleză online și celelalte ghiduri de asemenea sunt disponibile către toată lumea interesată. Vorbim despre ghiduri pentru actori specializați și alte categorii de victime, dar cei de la OIM de asemenea au sprijinit demersurile respective. Deci cumva cred că auzim de la toată lumea importanța colaborării și importanța complementarității, din nou. Nu e doar despre colaborare, este despre cum anume ne asigurăm că eforturile pe care noi le aducem vin și aduc valoare activității celorlalți cu care, de fapt, suntem o echipă și fără de care n-am reușit să mergem mai departe. Vorbim despre servicii specializate. Avem alături de noi pe Anda Mogoș, care este psihoterapeut și autoare. Și este de asemenea cea care ne-a ajutat pe noi, în cadrul echipei noastre, să punem la punct partea aceasta de supervizare.
pentru toți cei care lucrați în domeniul de prevenire, combatere, asistența victimelor traficului de persoane. Vă mulțumim! E o muncă care vă taxează enorm. E o muncă pentru care plătiți nu doar tribut cu timpul dumneavoastră, prin faptul că veniți în fiecare zi, însă e o muncă pe care o plătiți și din perspectiva aceasta a traumei vicariante, a emoțiilor pe care le trăiți alături de cei pe care îi însoțiți. Și noi am înțeles asta ca echipă și ne-am asigurat că am implementat niște strategii foarte clare pe partea aceasta de supervizare. Iar Anda Mogoș ne-a ajutat să ne dezvoltăm strategia asta, dar nu doar atât, ne ajută și să creștem în ce înseamnă un răspuns specializat pentru minori în ceea ce privește psihoterapia. Anda, mulțumesc și eu pentru invitație și că tocmai vorbeam mai devreme despre complementaritate. Până acum s-au discutat multe lucruri la nivel de politici, de legislație, de implementare, din punct de vedere al dinamicilor sociale. Eu vin aici să pledez un pic pentru acest aspect intrapsihic despre psihologia victimei și în mod deosebit să subliniez nevoia rolului, nevoia de însoțire psihologică a victimei. Și mă gândeam, referitor la lucrul ăsta, mă gândeam cum noi, în mod normal, într-un film sau într-un roman, suntem obișnuiți să fie punctul culminant, perioada de criză, după care eroul se salvează sau este el salvat, se încheie criza și gata, s-a terminat filmul. Din păcate, însă, pentru victimele și mai ales pentru minorii care au fost traficați, criza nu încetează în momentul în care ei au fost scoși din trafic. Criza a devenit dintr-una externă, una internă, pentru că ei au suferit o traumă și efectele acelei traume rămân cu ei. Nu contează că e liniște în locul lor, nu contează că sunt în siguranță, acea siguranță nu se poate traduce într-o experiență internă pentru ei. Și atunci, cred că este foarte important să subliniem nevoia asta de a oferi consiliere psihologică, de a oferi servicii de psihoterapie. Este foarte important ca aceste servicii să fie oferite de specialiști care înțeleg exact dinamicile care sunt specifice victimelor traficate. Vorbeam mai devreme de numărul ridicat de interogări la care sunt supuse, victimele traficului. Există modalități de a însoți și de a susține victimele traficului în așa fel încât să nu fie afectat ceea ce pot să dea ei mai departe la interogatoriu într-un mod negativ. Cred că uneori există poate această tensiune, dar e foarte important să subliniem că există modalități de a susține binele lor psihologic care nu dăunează unor alte aspecte ale procesului de recuperare a victimei. Și trebuie să conștientizăm acest lucru pentru că dacă ne dăm seama din perspectiva unui minor care a fost traficat, în momentul în care este recuperat și este scos din sistemul de trafic, din perspectivă psihologică, el de fapt trece de la a fi sub o sursă de autoritate și sub a răspunde unei surse de autorități, sub o alta. Chiar dacă noi știm că acum este o sursă de autoritate benevolă și bună, care îi vrea binele și care are ca factor, ca scop ultim autonomia sa, din perspectivă psihologică, pentru acel copil care a trecut prin traume, nu se face o diferență între faptul că înainte trebuia să facă ce îi spunea traficantul și acum trebuie să facă ceea ce îi spun cei cu care intră el în contact, asistenții sociali și așa mai departe. De aceea, nu pot să subliniez destul de mult cât este de important să putem cumva să integrăm această componentă a susținerii psihologice, pentru că prin procesul de consiliere psihologică și de psihoterapie se poate construi reziliența și se poate cumva naviga această dilemă, care este un pic greu de dus, între capacitatea copilului, ai crește copilului capacitatea de a lua decizii și în același timp al ține în cadrul unor limite care îi sunt benefice și care îl țin pe el într-o siguranță reală. De asemenea, aș vrea să mai subliniez și că dacă nu facem lucrul ăsta, dacă nu ne îngrijim și de sănătatea psihologică a victimelor, s-ar putea să nu facem decât să le cumpărăm timp până când ajung din nou victime.
Pentru că, în realitate, în procesul de trafic se întâmplă niște manipulări emoționale și o fărâmare a psihicului, care, dacă nu este reparată și dacă nu este adresată într-un mod specific de către profesioniști care știu cum să facă lucrul ăsta, rămâne acolo și funcționează ca, ca un magnet perfect pentru situațiile următoare din viață în care copilul va fi într-o situație vulnerabilă. De aceea îmi doresc foarte mult și sunt foarte recunoscătoare pentru eforturile care se depun în acest domeniu. Cred că sunt, într-adevăr, cred că s-au făcut lucruri, sunt foarte încurajată, apreciez foarte mult colaborarea cu Eliberare și cu UNICEF și cu toate organizațiile care sunt partenere. Într-adevăr, cred că s-a făcut mult și mai este mult de făcut și atunci eu mi-aș aduce contribuția prin a milita și eu un pic acolo pentru partea aceasta de susținere psihologică, pentru că fără ea nu putem să avem un proces cu adevărat sustenabil de recuperare a victimelor. Mulțumesc! Mulțumim atât de mult, Anda, și într-adevăr nu există un motiv în lumea asta pentru care un copil să fie audiat de 7-8 ori, un copil victimă a diferitelor abuzuri sau a exploatării. De asemenea, nu există un motiv pentru care să nu ne fie extrem de clar care este rolul perioadei de recuperare și reflecție. Asta e un drept garantat, nu doar prin legislația românească, și la nivel internațional. Nu, trebuie să ne dăm seama exact unde sunt lacunele acelea și ce anume se întâmplă, de nu reușim să ne dăm seama în ce fel să onorăm acest drept al victimelor traficului de persoane, atât minore cât și, cât și majore. Și cumva capitolul 5.7 din ghid adresează fix aceste detalii, precum și ce înseamnă servicii holistice și, din nou, specializate. Dacă e să plecați cu ceva de aici și dacă e să mă fi repetat legat de un anumit lucru, partea asta mi se pare extrem de importantă. Colega mea, Loredana Urzică Mirea, acum ne va purta prin ghid și ce a însemnat acest proces de co-creere, cum de altfel de prin 2021, cam astea sunt procesele pe antitrafic. Am reușit să ne dăm seama cum să venim toți la masă, cum să stăm jos și să conlucrăm și să ne dăm seama de atribuții, de limitări și de valoarea pe care fiecare o aduce. Așa că, Loredana, te invit să ne prezinți călătoria prin care ați trecut voi ca să ajungeți la această resursă, în forma asta. Mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile pe care le-ați avut astăzi. Sper să fie adus. E un domeniu greu și să vorbim despre copii traficați nu este ușor. Cumva intervențiile de astăzi mi-au dat speranță că putem să facem progrese și că există atât de mulți și atât de diversi parteneri puși la masă, ceea ce în trecut poate nu se întâmpla, încât parcă nu mai avem scuză să nu progresăm. Ghidul este transformarea acestui HG, acestei hotărâri de guvern, care avea foarte multe pagini, în grafice, în scheme, în definiții și propoziții mult mai ușor de înțeles pentru oamenii de la Filul Ierbii. Înainte să încep să vă prezint un pic parcursul, aș vrea neapărat să le mulțumesc partenerilor de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane și în special doamnei Cristina Dragută, care a fost unul dintre specialiștii care a lucrat la ghid, la fel Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și doamnei Izabela Popa, un alt specialist care a lucrat foarte îndeaproape, și colegei noastre Anca Iuhas, care este pe aici pe undeva, care ne-a ținut într-un calendar foarte strâns. E foarte greu să co-creezi, sună foarte bine să poți să co-creezi ceva, să aduci mai mulți actori la masă, însă trebuie să realizăm că este și foarte greu. Avem perspective diferite de foarte multe ori. Avem foarte multe lucruri pe care le-am realizat de-a lungul timpului, însă, din nou, necesită timp pe care nu-l mai avem, pentru că vorbim despre o temă foarte gravă. La fel vreau să le mulțumesc colegilor din Platforma Protect, celorlalte organizații antitrafic,
specialiștilor care au creat primele drafturi de ghiduri și tuturor celor care îl vor promova de acum înainte la nivel, la nivel local, la fel partenerilor noștri care lucrează pe Child Protection Compact, acel program finanțat de Statele Unite, alături de care sper eu să continuăm munca, inclusiv prin promovarea acestui ghid și ducerea lui la, în toate colțurile țării. V-am spus, premisa de la care am plecat a fost că trebuie să creăm un mecanism simplu și ușor pe care oamenii să-l folosească, atât într-o comunitate, nu știu, foarte departe de centru, cât și inclusiv la noi în București, la DGASPC-urile din București sau în orice școală, în orice loc în care profesioniștii lucrează direct cu copii. Acesta este mecanismul inițial care a fost adoptat printr-o hotărâre de guvern în 2023, la fel în urma unui proces de consultare și co-creare și care a ajuns într-un stadiu și, așa cum spunea Ioana, este un mecanism viu. Probabil după un an, doi de implementare vom mai avea lucruri de îmbunătățit și atunci trebuie să facem asta în mod constant și am reușit să-l transformăm în asta, adică în acest ghid pe care probabil îl aveți cu toții. Un ghid care conține, așa cum menționam, grafice și e mult mai schematic și mult mai ușor de înțeles. Cui se adresează ghidul? În principiu se adresează tuturor specialiștilor care lucrează cu copii și în special celor care sunt implicați în gestionarea unui caz de trafic cu copii. Și anume, specialiștilor din cadrul Agenției Naționale care se află în teritoriu, din centrele regionale, celor care lucrează la poliție și în special celor care lucrează specific în direcțiile de combatere a criminalității organizate, celor de la DICOT, specialiștilor din cadrul ANPDCA, furnizorilor de servicii sociale, da, atât din mediul privat cât și din mediul public, acelor centre care găzduiesc copii, centrelor de tip familial, familiilor care reușesc să... care au copii în plasament, practic, ONG-urilor, organizațiilor internaționale, tuturor care lucrează cu copii, pentru că aceste semne, acești indicatori ai traficului de persoane sunt în comunitate cu mult înainte ca un copil să fie traficat. Da? Deci partea aia de recrutare se poate vedea mult înainte ca acel copil să fie traficat și scopul nostru este să ne dăm seama de asta înainte ca acel copil să fie traficat. O să mă duc un pic pe structură. Din nou, ne-am dus pe ceea ce înseamnă traficul de minori, care sunt indicatorii, care sunt semnalele, la ce ne uităm când vine vorba de trafic de persoane. Am menționat rolul acesta. Avem o instituție, Agenția Națională împotriva traficului de persoane, care cumva și-a mărit rolul și este acum un punct central în tot ce ține de ecosistemul antitrafic și care trebuie să fie nu doar informată și notificată cu privire la un potențial caz, dar care are experți și specialiștii care pot să ghideze un proces, care pot să ghideze modul în care victima e asistată, care pot să intervină acolo unde este necesar. Și atunci am explicat un pic lucrurile pe care le-am aflat de la specialiștii din țară. Ceva ce s-a subliniat este chiar asta, că nu înțelegeau care e rolul fiecărei instituții. Procesul de detectare, sesizare, notificare, referire, despre care o să vorbesc un pic mai târziu, colaborarea și am făcut și niște scenarii. Niște scenarii foarte practice. Dacă s-a identificat copilul în comunitate, da? Nu știu, dacă a identificat un profesor, a văzut niște semnale cu privire la un copil care este în clasa lui, care începe să nu mai vină la școală, a început să aibă lucruri mai scumpe decât le avea de obicei, s-a izolat de prietenii și de familie. Ce faci în momentul respectiv? Ne uităm la traficul de persoane și explicăm mai pe înțelesul tuturor că nu contează dacă un copil a fost forțat, adică noi nu trebuie să demonstrăm că el a fost forțat sau manipulat să... Și aici avem toate formele, da? Obligarea la practicarea de prostituție, obligarea la manifestări pornografice, aici ce avem noi legislație, pornografie infantilă, obligarea la muncă forțată sau la cerșetorie sau la alte forme de sclavie. Da? Nu contează dacă copilul a fost, pentru că nu trebuie demonstrat. Noi trebuie să știm că s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, da? Acțiunea și scopul. Și cumva astea au fost discuțiile și în țară, pentru că mulți dintre specialiștii cu care ne-am întâlnit nu aveau neapărat noțiunile acestea foarte clar. Nu recunoșteau că un anumit caz este de fapt un potențial caz de trafic. Am explicat apoi
care este procesul clar de detectare și de identificare și toate etapele acestea, de la cineva care detectează un caz sau la autoidentificarea victimei. Vine copilul în față, vine adolescentul, vine adolescenta de cele mai multe ori și spune despre ea că i s-au întâmplat anumite lucruri, poate nu spune că este victimă a traficului de persoane sau victima exploatării online, dar îți spune niște lucruri și atunci avem și partea asta de autodetectare, cum sesizăm o faptă și cum ne asigurăm că victima primește servicii și că lucrăm cu ea într-un mod în care înțelege ceea ce se întâmplă, înțelege procesul în sine și are alături, dacă familia nu a fost implicată în procesul de trafic, are alături familia care își dă consimțământul pentru serviciile pe care le primește. Dar foarte important de subliniat, adolescentul, adolescenta trebuie să înțeleagă ce îi se întâmplă, ce urmează să se întâmple și făcut asta într-un mod în care noi o numim trauma-informed, adică știi prin ce a trecut persoana respectivă și tu acționezi ca profesionist într-un mod în care înțelegi și respecti procesul prin care a trecut, evitând retraumatizarea. Cui se adresează, v-am spus, absolut tuturor, persoanelor din comunitate, cadrelor didactice, cadre medicale, polițiști, personal din direcțiile de asistență socială, de la nivel de comunitate, la nivel absolut oricine poate să folosească acest ghid, dar cu predilecție, evident, celor care se implică și în partea asta de management de caz, adică gestionează un caz și trebuie să știe care sunt etapele, trebuie să știe cui să raporteze, cui raportează, și aici o să spun foarte clar tuturor, 119, avem un sistem și slavă Domnului că l-avem, pentru că de cele mai multe ori oamenii nu știu cui să raporteze și dacă îi spui să meargă într-un loc sau altul, poate nu o fac, cel puțin oamenii din comunitate, din vari motive, fie că se tem, fie că sunt mult prea, adică e mult prea peste mână să se ducă la o anumită secție de poliție, dar 119 funcționează ca un punct focal în care se poate sesiza orice faptă de violență împotriva copiilor, inclusiv partea de trafic, și acolo se declanșează o întreagă procedură. Și într-adevăr, pe cine notificăm și cine trebuie să fie informat cu privire la orice caz de trafic de persoane, Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Un alt capitol pe care l-am dedicat, care nu era neapărat în hotărârea de guvern, în mod evident, dar mi s-a părut că e esențial să existe în acest ghid practic, este cum comunici cu un copil care este victima traficului de persoane sau ai senzația, ai această suspiciune că s-ar putea să fie victima traficului, fie poate există și de cele mai multe ori asta se va întâmpla la cum arată trendurile și statisticile, victima a infracțiunii de pornografie infantilă, adică materiale de abuz sexual asupra copiilor care se distribuie în mediul online și de pe urma cărora alții fac bani. Și aici foarte important, foarte important a subliniat și doamna psiholog, foarte important modul în care comunicăm, modul în care punem distanță între copil și victimă, modul în care securizăm copilul de prima oară, modul în care păstrăm confidențialitatea a ceea ce se întâmplă pentru persoanele care nu au de ce să afle situația copilului respectiv. Și aici o să dau exemplu, de fapt aș putea da multiple exemple cu care noi ne-am întâlnit, dar cel mai adesea, dacă era un copil care era integrat la școală, până aflau specialiștii care ar fi putut să rezolve problema, a aflat toată școala sau afla absolut toată lumea până la director, se întrunea Consiliul Părinților și așa mai departe. Nu trebuie să facem asta. Ghidul acesta tocmai asta explică. Dacă un copil trece prin așa ceva, e foarte important ca doar specialiștii care pot ajuta în rezolvarea situației, pot interveni, doar aceștia trebuie să știe. Iar situația trebuie ținută confidențial pentru a nu retraumatiza copilul și pentru a-i ușura apoi reintegrarea în comunitatea respectivă. Și cumva în ghid sunt mult mai multe sfaturi, tehnici de a securiza copilul, de a încerca dacă există chiar o situație de criză, nu știu, poate face un atac de panică sau alte lucruri. Sunt niște sfaturi practice de tehnici pe care ai putea să le folosești astfel încât să liniștești copilul, adolescentul din fața ta, ca să poți trece la următoarea etapă. Un lucru care a fost menționat și pe care aș vrea să-l subliniez și eu este partea aceasta de colaborare instituțională. Așa cum vedeți, asta e partea națională, da? E foarte importantă, pentru că la nivel național sunt mai mulți actori care au specific această responsabilitate. Da? Există departamente sau instituții
care au literalmente în principala lor misiune este să lucreze pe antitrafic. Însă în țară nu se întâmplă la fel. În țară aceeași instituție de obicei are foarte, foarte multe responsabilități, la fel cum un cadru didactic, în afară de actul didactic pe care l-are de făcut, are foarte, foarte multe alte responsabilități. Și ce am vrut noi să replicăm la nivel local, din ce avem la nivel național, este această echipă care ar trebui să lucreze împreună. Noi o numim echipa multidisciplinară, pentru că fiecare caz e individual și are specificitățile lui. Nu există o rețetă comună pe care să o folosim la cazurile de trafic de minori. Avem niște principii de lucru, avem într-adevăr anumite protocoale pe care le putem folosi, însă fiecare caz are specificitățile lui, pentru că traumele prin care copilul a trecut sunt diferite. Literalmente, background-ul copilului, modul în care, de unde vine, familia și așa mai departe, toate aceste aspecte sunt diferite și atunci trebuie să ne uităm odată la fiecare caz în parte și să lucrăm în echipă. Așa cum specialistul care este, cel care este specialist în protecția copilului știe ce trebuie să facă din punct de vedere, nu știu, al securizării copilului, al planului de servicii sociale. Polițistul știe că trebuie să afle informații într-un anumit fel în care să nu retraumatizeze copilul, dar scopul lui este totuși să prindă infractorul. Organizația neguvernamentală care vine și zice eu am niște servicii specializate în plus față de ce există la stat și aș putea să vin cu ceva în plus sau aș putea să, nu știu, să găzduiesc o întâlnire sau să facilitez orice, absolut orice, modelul acesta de cooperare la nivel local ni s-a părut absolut esențial în cazurile de trafic. Și nu numai, dar dacă nu replicăm aceste echipe la nivel local, nu văd cum am putea să rezolvăm cazurile acestea într-un mod mai practic și eficient, astfel încât la finalul procesului copilul să primească asistența și sprijinul de care are nevoie. Și aici sunt doar câțiva dintre actorii specializați cu care noi am lucrat la nivel local. Vă spuneam de scenarii și o să revin acum la cazul acela de care v-am zis, da? Un profesor care observă aceste semnale la copilul din clasa lui și ce face? Primul lucru pe care poate să-l facă este să sesizeze 119, pentru că acolo există o echipă și au un anumit sistem prin care acei indicatori sunt văzuți de echipele de la 119 și o echipă este trimisă să verifice situația în teren. Și în momentul în care se verifică această situație, prin anumite instrumente, evident, formulare, indicatori și așa mai departe, practic poți să te duci mai departe și să confirmi dacă este un potențial caz de trafic. Și acesta este primul scenariu în care un caz este sesizat la DGASPC. De acolo se pornește mecanismul. O altă nuanță importantă este că acest mecanism este făcut tocmai pentru ca toți copiii care sunt victime sau potențiale victime să aibă acces la servicii. Deci de-aia am făcut ghidul acesta. Nu este ceva care să ajute, nu știu, procurorii sau polițiștii să prindă infractori. Nu are legătura. Acolo ei au specific instrumentele lor. Acest ghid este ca să ghideze oamenii din sistemul de asistență să știe unde să ceară aceste servicii pentru ca acești copii să primească ajutorul de care au nevoie. Se fac aceste evaluări, evident se comunică către ANITP, se comunică la fel către organele de cercetare penală care încep să-și facă treaba pe partea lor, se planifică anumite servicii și se face un plan și apoi aceste servicii ar trebui să fie date, adresate minorului și să fie evident monitorizat cazul. Acesta e primul scenariu, da, în care s-a sunat prima oară la DGASPC, dar există cazuri în care, și de cele mai multe ori se întâmplă asta, pentru că e o infracțiune destul de gravă, poate părintele se duce direct la poliție. Și atunci cazul ajunge mai întâi în atenția autorităților care sunt sub IGPR în general, da? Poate e la polițistul din comună prima oară, că acolo e prima secție de poliție și îi spune părintele spune polițistului ce s-a întâmplat. Acolo, de acolo la fel, trebuie să se declanșeze mecanismul. Asta înseamnă că poliția e responsabilă să anunțe atât DGASPC-ul cât și ANITP-ul despre existența acestui caz și să lucreze împreună fiecare pe componenta lui. În speță aici, în momentul în care s-a sesizat DGASPC-ul, DGASPC-ul de acolo ar trebui să refere cazul către un serviciu specializat și copilul să primească asistență. Dar comunicarea asta, deși poate pare natural așa când vorbim despre ea,
Ea nu există la nivel local. Și o să, sau există, dar este mai degrabă ca excepție în anumite locuri în care oamenii sfințesc locul și fac lucrurile astea să funcționeze. Dar nu există o standardizare. Mecanismul asta face. Ne arată tuturor cum ar trebui să facem asta în toate cazurile de trafic. Și apoi, evident, mai avem un scenariu care cuprinde partea de victime minore care sunt identificate pe teritoriul altor țări și care sunt identificate de țările respective, în țările de destinație și sunt repatriate. Și aici există o procedură un pic mai specifică în care este adus copilul, în care e implicat atât ANPDCA-ul, ANITP-ul și OIM și sunt alte instituții, sunt cumva mai specifice. Ghidul efectiv la final are și pragmatic o listă de contacte, cui, pe cine suni, cui sesizezi, ce faci. Și apoi mai există și liste de organizații non-guvernamentale care pot să sprijine pe cei care au responsabilitate. Aș vrea un pic să vă zic și ce am făcut după ce am elaborat ghidul, pentru că noi nu am elaborat ghidul și am zis ok, am transformat un material, o hotărâre de guvern care e greu de înțeles într-un material mai prietenos, ci am mers în țară să-l testăm. Și am avut un scop în a îl îmbunătăți în prima fază, adică el e elaborat din luna mai, cred, și apoi toată vara și până acum ne-am dus în țară cu el să vedem ce părere au oamenii din teritoriu, oamenii de la nivel local, de la firul ierbii, care s-ar lovi de astfel de situații. Și am vrut să vedem dacă putem să-l îmbunătățim. A fost un parteneriat clar între autoritățile cu responsabilitate în domeniu și anume ANPDCA, ANITP. Noi am fost acolo în teritoriu și ne-am deplasat, dar am făcut asta împreună cu specialiștii din cele două instituții și evident cu sprijinul UNICEF. Dar așa s-au desfășurat lucrurile și le mulțumim foarte mult pentru parteneriat. Deci prima oară ne-am axat pe crearea acestui ghid și apoi am mers în 7 județe pe care o să vi le arăt imediat, să vedem ce părere au specialiștii de acolo și cum privesc ei lucrurile. Și apoi, un al treilea scop a fost să sprijinim mecanismele de coordonare la nivel local. Și a fost o experiență foarte interesantă pentru noi, pentru că unii oameni, deși erau în aceeași comunitate, adică ne-am dus, nu știu, imediat vă zic și unde, în Botoșani, în Vaslui, în Bacău, în Brașov, în Dolj, în Ialomița și în București, ne-am dus în comunități în care oamenii n-au mai stat niciodată la aceeași masă, deși ei lucrau pe aceeași problematică. Deci nu s-au întâlnit la nivel de instituții împreună să lucreze pe spețele astea. Evident că am găsit și cazuri în care cooperarea deja funcționa foarte bine și lucrurile cumva, deși nu erau perfecte, dar funcționau, adică se cunoșteau oamenii între ei. Am reușit să formăm direct față în față 117 profesioniști cu care am lucrat și pe feedback, pe ghid, adică să ne spună ei ce părere au. Și apoi am făcut și câteva sesiuni online pentru cei la care nu am reușit să ajungem fizic. 260 de persoane au fost și în mediul online, la 3 webinarii diferite și am reușit împreună să vorbim despre ghid. Scopul acestor sesiuni a fost o dată familiarizarea cu ghidul, dar mai mult de atât, ne-am dorit foarte mult să vedem care sunt provocările pe care acești oameni le au la nivel local, pentru că ideea de a crea resurse de la centru și a fi distribuite fără a primi feedback-ul și a integra feedback-ul oamenilor nu funcționează de obicei. Mă rog, aici sunt câteva fotografii de la sesiuni, dar evident că am folosit chestionare înainte de sesiuni, după sesiuni și urmează să le aplicăm și la câteva luni după ce s-au terminat sesiunile ca să vedem cât de mult au absorbit din informațiile prezentate, dar cumva am văzut că foarte mulți oameni nu știau de existența MNIR-ului, adică înainte să fi participat la sesiunea cu noi, nu știau. Există totuși un procent de 11% care a zis da, știm despre mecanism. Și unii ziceau parțial, auziseră ceva despre mecanism, dar nu neapărat în detaliu, nu știau exact care sunt procedurile și așa mai departe. Apoi am întrebat un pic dacă cunosc cum ar trebui să intervină în cazul de trafic de minori și aici răspunsurile au fost destul de variate. Cumva există o parte care înțelege destul de bine, 17% și 26% care zic ne descurcăm, suntem bine, dar
Restul oamenilor și foarte mulți oameni care erau din erau noi în aceste instituții ziceau că n-au apucat încă să ia și această problematică să o aibă în atenția lor. Ne-am bucurat să vedem că există un soi de colaborare cu instituții și aici aș vrea să fac și câteva mențiuni, pentru că noi am întrebat doar cât de des colaborează și ziceau că foarte des, dar modul în care colaborează este de foarte multe ori bilateral, adică s-a identificat cazul, ne sună de la, nu știu, de la crimă organizată, trebuie să veniți că avem un minor la audiat, ajung oamenii la, de la DGSPC la audiere, trimit un psiholog. Și apoi, acestea sunt de fapt genurile de interacțiune. Nu putem să o numim neapărat o colaborare la nivel local, cât interacțiuni necesare, pentru că există niște reguli și niște legi și niște proceduri care spune că așa trebuie să faci. Dar cred că de la etapa aceasta în care avem nevoie unii de alții, pentru că așa spune legea, la etapa de haideți să lucrăm împreună pentru binele victimei și pentru o intervenție integrată, sunt câțiva pași la care cred că și noi putem să ajutăm foarte, foarte mult. Ne-a interesat la fel dacă cunosc drepturile pe care victimele traficului de persoane le au, pentru că aici o chestiune pe care am aflat-o, de fapt pe care o știam, dar cumva ni s-a confirmat în momentul în care ne-am dus în teritoriu, este faptul că drepturile victimei per se nu sunt cunoscute, adică sunt drepturile copilului, de exemplu, cunoscute, sunt drepturile, adică ei fiind specialiști pe copii știau foarte mult în zona de drepturi ale copiilor, doar că victimele traficului, victimele în general, dacă e să ne uităm la legislația Uniunii Europene, au niște drepturi specifice. Unul dintre aceste drepturi este perioada aceea de recuperare și reflexie, adică acea perioadă în care, odată ce ai fost identificat ca victimă, ai nevoie de un timp. Ai nevoie de un timp să te liniștești. Copilul are nevoie să fie securizat. Înainte de a fi implicat în proceduri penale, în fel de fel de intervenții, înainte de a fi întrebat de 6-8 ori ce i s-a întâmplat. Deci copilul are nevoie prima oară să respire, să fie securizat, să se liniștească. Ei, ce se întâmplă de fapt este că această perioadă nu prea există. Nu prea există în cele mai multe cazuri. Adică, de momentul în care e identificat, 24-48 de ore este dus la audiere, dă declarație, dar înainte de asta, aș vrea să fac o mențiune. Nu audierile sunt de 6-8 ori, că nu procurorii de cod vin și zic de 6-7 ori să vii un copil audiat, ci toți oamenii care întâlnesc acel copil vin și îl întreabă. De la prima persoană care are suspiciunea că e traficat, de la profesor, la părinte, la directorul școlii, la persoana din DGSPC, efectiv toți care intră în contact cu copilul, îl tot întreabă despre ce i s-a întâmplat. Aici e problema și aici trebuie noi să realizăm că avem multe, multe de făcut și că nu putem să ne băgăm unde nu suntem specialiști. Da? Asta voiam să menționez. Deci avem, dacă una dintre recomandări este chiar asta, să facem campanii sau o conștientizare pe partea asta de drepturile victimei. Și o întrebare la fel foarte interesantă a fost dacă ei consideră că această formare pe MNIR ar trebui să fie obligatorie. Și ei au zis că da, ar trebui, 95% au zis că da, ar trebui să fie parte din acel curriculum de bază pe care ei l-au și să facă aceste formări în mod regulat. Deci cumva există o bunăvoință de a învăța mai multe despre asta și câteva dintre provocările pe care le-au scris la finalul sesiunilor, evident că nu sunt suficienți profesioniști disponibili să intervină, lipsa unei colaborări eficiente între instituții de cele mai multe ori, dificultăți în aplicarea instrumentelor, formulare, partea asta, aproape nimic nu e digitalizat. Și atunci trebuie să completezi de mână formularele, trebuie să faci foarte multe lucruri. Asta are și ca o nevoie cam în toate sesiunile. La fel, reticența victimelor în a colabora cu autoritățile, în a se auto-identifica. Multe dintre victime nu se auto-identifică ca fiind victime tocmai din cauza trecutului traumatic. Numărul mare de cazuri active și nu doar pe trafic, pentru că am întâlnit foarte puțini oameni care fac doar cazurile de trafic. Ei au de obicei un portofoliu mult mai mare și atunci numărul de cazuri mare îi împiedică în același timp să facă serviciile, să facă planurile alea așa cum și-ar dori ei și să intervină așa cum ar trebui.
Am reușit să distribuim până acum ghidul către 2416 profesioniști și continuăm să distribuim acest ghid. Am vrea să-l distribuim inclusiv către organizațiile care lucrează cu migranți, copii în limba engleză, tocmai pentru că și aceștia se întâlnesc cu diferiți profesioniști și cu copii ucrainieni, cu copiii migranților care au venit în România la muncă. Credem că există și acolo o foarte mare oportunitate de a merge cu mesajele astea către acei specialiști și continuăm, evident, să facem lucrurile acestea. Și avem și câteva recomandări care vin tot din rândul persoanelor pe care le-am cu care am lucrat în această perioadă pe îmbunătățirea ghidului. Formarea continuă a specialiștilor care interacționează cu victimele infracțiunilor în general și specific cu victimele traficului. Oamenii nu știu care sunt serviciile specializate disponibile. Deși ei sunt în instituții publice care au cumva responsabilitatea asistența victimelor, în afară de serviciile de bază, și consilierea psihologică este un serviciu de bază, de cele mai multe ori insuficient pentru o victimă a traficului, are nevoie de intervenție specializată, de psihoterapie, poate în anumite cazuri chiar de asistența unui psihiatru, de medicamentație și așa mai departe. Deci nu sunt suficiente. Serviciile de bază pe care le-am găsit disponibile cumva în țară, la majoritatea DGASPC-urilor, nu sunt suficiente. Avem nevoie de intervenție specializată și aici mapare aceasta va fi foarte importantă și apoi dezvoltarea acelor servicii în țară și sperăm cu ocazia acestui parteneriat strategic cu Statele Unite să putem să dezvoltăm aceste servicii specializate pentru copii, astfel încât ei să știe că pot să meargă la psihoterapie și că există un mecanism care decontează acele costuri legate de psihoterapie, să știe că dacă există anumite proceduri medicale pe care ei trebuie să le facă, dar nu sunt acoperite de Casa Națională de Asigurări, ei pot să le facă și există un mecanism care decontează acele servicii. Dacă are nevoie de consilierea unui specialist care a lucrat mulți ani pe trafic și știe cum să discute cu persoana respectivă, să poată să aibă acest serviciu disponibil, să poată să aibă acea consiliere specializată. Dacă are nevoie, nu știu, de suport, de sprijin, de participarea în grupuri de suport cu persoane care au trecut prin același tip de experiență, la fel să fie disponibil. Dar astea sunt servicii specializate și, din păcate, pe zona de copii, sunt aproape inexistente din ce știm noi. Dar avem nevoie să ne confirme și o mapare, adică o analiză clară, ca să știm unde sunt lipsurile și cu ce putem să suplimentăm. Și, evident, facilitarea colaborării echipelor multidisciplinare au nevoie de un facilitator. Au nevoie de cineva care să îi adune la masă și să-i țină responsabil de un anumit calendar, de anumite task-uri, de efectiv au nevoie să replicăm ceea ce noi facem la nivel, la nivel național. Cam atât au fost. Acum o să deschid, o să pasez Ioana microfonul și întrebările din sală sunt mai mult decât binevenite. Mulțumim, Loredana. Ați văzut că a fost o muncă complexă și cumva a fost o resursă pe care am adaptat-o. Nu prezintă cazuri ideale, ci prezintă și realitatea din teren, care de multe ori, realitatea din teren e cea care ne motivează să mergem mai departe și să avem astfel de întâlniri și să avem astfel de discuții. Lăsând la o parte formalitatea sau partea aceasta de prezentare, ne pune să venim înapoi la masă. Eu când am început să lucrez în domeniul ăsta undeva în 2014, în România, una din întrebările pe care toată lumea o punea era cine cumpără sandwich-ul de care are nevoie victima în momentul în care e scoasă din situația de exploatare și apoi de cele mai multe ori dusă direct la poliție sau direct la procuratură. Și pentru mine era așa, păi o cumpărăm noi, nu știu, organizațiile în profit, găsim bani. Când de fapt întrebarea în sine trebuia să ne deranjeze și să ne atragă atenția că unul din drepturile fundamentale, respectiv dreptul la recuperare și reflexie, este încălcat de fiecare dată când trebuie să ne întrebăm treaba asta legată de sandwich, pentru că sandwich-ul ăla n-ar trebui să-l mănânce nici la poliție, nici la procuratură, ar trebui să-l mănânce într-un mediu extrem de sigur, pentru că nevoile de bază trebuie acoperite mai întâi, înainte să stăm noi și să ne dăm seama în ce fel putem să ne folosim de mărturia victimei ca să clădim mai departe serviciile specializate sau să
ne dăm seama în ce fel putem să folosim asta ca să prindem infractorul și așa mai departe. Deci ghidul ăsta, dacă e despre ceva, e despre perspectiva victimologică, în cazul ăsta specific referindu-se la copii. Mulțumim tare mult, Loredana, mulțumim tuturor participanților la panel și acum deschidem în sală pentru întrebări. Și cred că o să rog o colegă să... acolo, avem microfon. Deci dacă aveți întrebări sau orice fel de comentarii, suntem aici și ne bucurăm că avem încă patru interlocutori aici în față, cinci cu colega noastră. Și eu, Cristian Ștefănescu, Deutsche Welle. Pentru domnul reprezentant al guvernului, aveți idee ce cifră de afaceri este această industrie subterană, are această industrie subterană și cât alocă guvernul, statul român, pentru a duce totul undeva la o zonă cât de cât controlabilă? Indiferent de ce răspuns aș încerca să vă spun în materie de profiturile care se fac din această industrie, aș greși pentru că sunt estimări care se fac. De cele mai multe ori, dacă vă spun doar pe zona de pornografie infantilă, sunt implicate cryptocurrencies și alte zone care fac foarte greu detectarea transferurilor de bani. Realitatea este următoarea. În continuare, traficul este o infracțiune foarte profitabilă pentru cei care aleg să facă asta. Și ce ne dorim acum este să o facem foarte neprofitabilă, în sensul că au avut loc mai multe modificări legislative în care s-au mărit pedepsele pentru trafic, în care, pe lângă abordarea tradițională de identificare a traficanților, se urmărește și recuperarea prejudiciului și a sumelor rezultate din aceste infracțiuni. Și da, este o întrebare legitimă ce resurse alocă guvernul. Guvernul alocă resursele în procesul de implementare a strategiei. Avem în curs de implementare strategia abia adoptată în luna iunie. Avem un plan național de acțiune pentru 2024-2026. Este acest perioadă, cum a fost menționată și mai devreme, în care sunt o grămadă de evenimente până la sfârșitul anului, dar o să vedeți, începând cu 2025, acțiuni concrete și resurse alocate. Vorbind de resurse, cred că cel mai important și cel mai îndrăzneț obiectiv al strategiei este crearea unui mecanism național, unui mecanism integrat de finanțare pentru serviciile acordate victimelor. Instrument care a fost recurent menționat în toate evaluările internaționale, fie că vorbim de TIP Report sau de Greta, și pe care ne propunem odată pentru totdeauna să-l avem creat și care să ofere furnizorilor privați și publici de servicii resursele necesare pentru oferirea serviciilor de specialitate, inclusiv minorilor despre care vorbim astăzi. Vorbeați despre aplicarea unor măsuri mult mai drastice împotriva celor care lucrează în această industrie. Aveți certitudinea că, nu știu, la nivelul comunităților mici, lucrurile nu se mușamalizează? În alt ordine de idei, justiția are instrumentarul necesar pentru ca oamenii care sunt suspecții din aceste dosare ajung să fie pedepsiți, pentru că am avut cazuri destule în care lucrurile s-au stins. Aceasta este o provocare pentru orice societate și orice guvern despre care am vorbit. Aici cred că trebuie să cu toții să ne asumăm acest rol de arbitru și de, nu numai de arbitru, dar și de acțiune, pentru că și acest ghid este practic un buton on în care trecem de la inacțiune la acțiune și în care toți, fie că vorbim de reprezentanți ai guvernului, dar chiar și comunitățile, pentru că avem un ghid chiar pentru comunitățile care trebuie să reacționeze, pentru că inacțiunea ne face complici cu aceste fenomene și trebuie să reacționăm cu toți la aceste semnale, în sensul în care putem identifica și referi victime. Nu cred și nu cunosc cu siguranță că pot exista vulnerabilități, dar cel puțin instituțiile statului, fie că vorbim de DICOT și de Poliția Română, depun toate eforturile să nu avem aceste cazuri în care să... Și nu văd de ce ar vrea să mușamalizeze vreun caz de acest tip.
Mulțumim. Și ați punctat foarte bine ideea asta de cum creștem riscul și scădem profitul. Pentru că, în fond, trebuie să discutăm și despre faptul că banii sunt o motivație extrem de importantă pentru traficanți. Alte întrebări? Bună ziua! Eu am mai mult câteva observații, nu neapărat întrebări. Dana Gavril, Organizația Internațională pentru Migrație. Hello, Madam Liati. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru aceste informații atât de necesare nouă. Lucrând atât de mult timp în domeniul migrației, faptul că există astfel de ghiduri care facilitează mult mai mult procesul acesta de referire, pentru noi este foarte, foarte important, pentru că, mai ales în domeniul în care eu activez, rapiditatea identificării cazurilor și referirea acestuia este foarte importantă, mai ales acum în ceea ce se întâmplă cu situația cetățenilor ucraineni, dar și cu situația unei alte categorii extrem de vulnerabile, cea a solicitanților de azil, în care, într-adevăr, a existat de-a lungul cazurilor situații, de-a lungul timpului situații identificate, în care, din cauza timpului extrem de scurt în care acești migranți au stat pe teritoriul României, nu s-au putut lua măsurile necesare. Și atunci, pentru că exista, într-adevăr, această ceață în care noi încercam să identificăm pașii pe care trebuie să-i urmăm. Și atunci lansarea acestui ghid și faptul că există niște etape clare și am observat în ghid că lucrurile sunt foarte clar stabilite, procedurile sunt foarte clar arătate aici și atunci se poate ști mult mai ușor ce anume să facem în situații foarte dificile în care timpul de reacție este extrem, extrem de important. Salut ideea traducerii acestui ghid și în limba engleză, deși văd că una dintre primele observații este că ghidul se referă pentru cetățeni români, dar bineînțeles că poate să fie tradus și poate să fie aplicat și în cazul migranților și poate ar fi o idee și lansarea unui ghid pentru trafic în cazul migranților, în care să fie adăugate și anumite lucruri specifice, traduceri, mediere, traduceri și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi și mulțumim pentru leadership-ul voi în domeniul ăsta. Doar să comentez puțin partenerilor de la OIM. În primul rând, dânsii au fost parte integrantă a echipei de co-creere a mecanismului documentului legislativ care a dus la co-crearea acestor ghiduri. Există un modul specific dedicat cetățenilor străini. Și autoritățile române, dar nu doar, grupul de lucru care a participat la co-crearea strategiei, la care OIM a fost parte, a identificat cetățenii străini ca o categorie vulnerabilă. Deci o vom adresa cu prioritate și este în atenția noastră. Mulțumesc! Dacă mai avem întrebări. Bună ziua! În primul rând aș vrea să vă mulțumesc și să vă felicit pentru toată munca super importantă pe care o faceți. Eu sunt de la Asociația Aeromnia, iar întrebarea mea este mai degrabă către dumneavoastră. Noi, spre exemplu, lucrăm cu fete și femei rome și întâlnim foarte des aceste situații de căsătorii forțate în care sunt implicate și sume de bani. Le vedeți ca trafic de persoane și dacă da, discutați cu echipele din local să intervină în aceste situații? Iată, mă puneți într-o situație destul de delicată, ca să zic așa. În principal, știți, răspunsul nostru este unul clasic. De regulă, noi nu segregăm victimele după etnie. Deci, pentru noi toți sunt cetățeni români. Dar avem pe proiecte sectoriale sau locale care se adresează populației rome. Căsătoriile forțate au fost identificate prin actuala directivă antitrafic europeană,
una din elementele, ca elemente de noutate, și vor fi adresate de asemenea și vor fi... avem obligația, statul român are obligația să le transpună în legislația națională. Cunoaștem și știm de asemenea populația romă, mai ales minorii, sunt printre categoriile cu cel mai mare grad de vulnerabilitate. Și este un lucru care trebuie să ne țină angrenați pe toți și să acordăm mai multă atenție acestei categorii. Vă mulțumesc. Din păcate, asta pot să vă răspund în momentul acesta. Știm că o parte dintre victimele traficului vin din etnia romă. N-aș putea să vă spun câte, pentru motiv că nu colectăm date segregat. Din motive obiective, de asemenea, nu dorim să le vulnerabilizăm sau să le victimizăm, dar este una dintre categoriile care, într-adevăr, pe care le avem în atenție. Este un alt exemplu în care legislația românească va trebui să se adapteze legislației internaționale, care deja discută despre partea aceasta de căsătorii forțate, indiferent de etnii. Știm că se întâmplă și este o formă de trafic de persoane recunoscută la nivel internațional și în curând și în legislația românească, când va fi transpusă modificarea directivei europene pe antitrafic. Dacă mai avem întrebări sau comentarii. Dacă nu, o să vă mulțumim foarte mult pentru participare. O să vă invităm la o cafea și ceva, o mică atenție în hol. Și mai ales vă invităm la discuții, vă invităm la feedback, vă invităm la a ne împărtăși din experiențele dumneavoastră. Pentru că dacă e ceva cu care să rămânem, e că procesul ăsta abia a început, la fel cum a început și, sper eu, o colaborare mult mai extinsă cu prieteni noi care ne-au fost alături aici. Vă mulțumesc tuturor!